Vă salut, iată-ne la un nou video aici în zona lacului Vârșolț. Ce mi-a atras atenția în mod deosebit aici niște stupi, trei stupi. Ia uitați, trei stupi aici în câmp la marginea drumului. Nu pot zice că stup părăsiți. Cineva i-a adus aici. Sunt albine în fiecare. Se vede. Stupii lăsați, după cum se poate observa, deschiși. Urdinișurile largi. Aici au un colector de polen. Model mai vechi. Interesant, interesant cum lasă câte unii stupi la voia întâmplării. Nu știu, mi se pare cam riscant să lași niște stupi în câmp, mai ales că și la marginea drumului poate avea acces oricine să iei, să-i ducă. Da, asta e situația. E o zonă destul de bună, cred că, pentru stupi aici. Am mai văzut niște pavilioane, tot în zonă, mai multe pavilioane, de fapt. Hai să vedem albinuțele cam. Da, vin și cu polen. Da, uite, aduc polen galben. Probabil cineva care e mai la început. Deși se văd stupii destul de vechi. Multe flori din acestea care sunt foarte vizitate de albine aici în zona asta. Uite așa ce o albinuță care se încarcă cu polen. O altă aici. Le place florile astea galbene, atât am văzut că umblă pe ele și le cercetează. De la astea cred că se încarcă și cu polenul ăsta portocaliu. Uite, chiar asta are pe piciorușe. Grijă mare unde lăsați așadar stupii. Eu am pățit într-un an când mi s-a furat de la cultură de rapiță. Iar cum îi văd stupii ăștia aici, dacă trece pe aici o persoană iute de mână, nu-i văd bine. Deci, ceea ce văd aici, așa, nu recomand la nimeni să lase stupii în felul acesta, nesupravegheați, în câmp liber. Dar, na, fiecare cum consideră. Când omul nu pățește, are încredere că toată lumea e cinstită și corectă, dar sunt oameni și oameni. De aici, de la stupii părăsiți, vă doresc toate cele bune. Și numai bine, stupii părăsiți, în propriu spus, dar
stupii puși la voia întâmplării, mai bine spus.